Noaptea trecută pe drumul european 85 în apropierea municipiului Buzău, trei surori care se reuniseră ca să petreacă împreună concediul au murit într-un cumplit accident. Mașina condusă de soțul uneia dintre ele a ajuns pe contrasens și s-a izbit de un alt autoturism care circula regulamentar. În cel de-al doilea autovehicul se afla o familie cu doi copii care, din fericire, n-au suferit răni grave. Însă cele trei femei cu vârste cuprinse între 53 și 58 de ani au murit pe loc. Șoferul a suferit mai multe traumatisme și a fost dus la spital. Un alt accident a avut loc în Constanța în această dimineață. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc, iar alte 5 persoane au fost rănite după ce mașina în care se înghesuiseră cu toții a intrat într-un stâlp. Șoferul a pierdut controlul volanului, a ajuns în curtea unei firme, unde s-a oprit într-un stâlp de susținere a siglei societății respective.